câteva verificări. Veste bună pentru Bercea Mondial. Interlopul a obținut o primă victorie, un regim mult mai blând în pușcărie. Bercea e acum în spatele gratilor, în regim semideschis și a fost mutat de la Craiova în județul Mehedinți. Pe copiii mei, dacă l-am tăiat eu. Care sunt beneficiile de care se bucură mai nou Bercea Mondial, ne spune Alina Pencea. Bună ziua, Alina! Bun găsit! Bercea Mondial a primit în sfârșit o veste bună. Instanța de la Judecătoria Craiova a hotărât să-i schimbe regimul de detenție. Prin urmare, Bercea nu mai execută pedapsa în regim închis, ci în regim semideschis. A și fost de altfel mutat la penitenciarul Vânjuleț din județul Mehedinți. Acolo are mult mai multe drepturi. Poate să iasă la muncă, reducând în felul acesta pedapsa, poate să primească mai multe vizite sau poate chiar să ceară permisiunea de a merge acasă în weekend. Bercea trebuie însă să dea dovadă de un comportament exemplar, trebuie să nu facă nicio greșeală și asta pentru că anul viitor, în toamnă, poate să ceară eliberarea condiționată.